Am fost atât de bucuroși și de-aia și făcut pregătirile așa, să trecem puțin prin revistă. Avem o șampanie exploziv, noi de-astea cum spune. E salată de roșii frumos, castraveciori de vinete coapte aici, deci vă spun toate fără euri. O ceafă de porcă, vorba aia, să nu fim triști. Avem niște madlene, niște nuci cu rom și aici un urez sârbesc ceva, Goran Bregovici, cum mâncai el, vă spun. Toate astea le-am făcut într-o zi. Dar să vedeți cozonacii. Deci când noi scoatem cozonacii din cuptor, s-a terminat. Păi are rahat în ei de două degete, așa. Eu am pus. Da. Nu trebuia să vă deranjați, că noi nu stăm mult. Suntem foarte obosiți. Venim de la o nuntă și avem drum lung până la Bușteni. Așa că ai doar câteva minute. Ei, da, acum... nu se poate așa ceva. Păi nici n-ați venit bine și plecați pe ce asta. Îmbracă-te că nu... Ce... Adică, la modul... Păi, da, eu am pregătit, dar să mă vede... Eu cu mânuțele astea a doua am apretat așternutul, le-am făcut acolo, am pregătit. Nici nu se poate. Rămâne oamenii peste noapte să doarmă la noi. Păi dormim și noi, mâine dimineață ne trezim. O cafeluță, o alea. Păi știți cum e? Dacă e după mine, păi eu v-aș ține aici și două luni, pe cuvântul meu. Da, și nouă ne-ar plăcea, dar poate cu altă ocazie. E, zice și dumneavoastră așa, ca să mă amărâți pe mine, este... Deci cât de bucuros sunt și ce... Deci, nu, că plânge sufletul în mine de bucurie că v-am cunoscut și că ați venit să vă... Deci, eu vreau să vă spun că eu când am văzut-o pe Daciana, așa o cheamă, nu? Deci am... Da. Deci când am văzut-o pe Daciana, am zis, bă, băiatule, deci nu că m-am îndrăgostit. Deci eu am simțit că plutesc, dar nu zic eu, zice oamenii care erau pe marginea străzii atunci a martori, că chiar m-am și ridicat așa vreo 2-3 metri de la pământ și pluteam așa. Deci nebunia, deci așa frumoasă cum e Daciana, n-am mai văzut în viața mea, pe cuvântul meu doare. Și nu că, nu știu dacă v-a zis Daciana treaba asta spre mine, dar eu sunt fecior, eu n-am avut niciodată nicio femeie, nu m-am atins pentru că eu sunt de religie budistă și am zis, mie trebuie să-mi dea Dumnezeu când e și îmi dă aia și uite că mi-a dat. Deci nu că mi-a dat, mi-a dat, băi, nene, miezul. Deci miezul la modul că, adică că e frumoasă, că e deșteaptă, că e ce să mai, că, ca să folosesc așa o expresie mai, adică aș chiar nu sare departe de trânchi niciun fel, nu-i așa, tata socru, am zis bine, nu? Nu e cam de vreme? Eu zic să ne mai cunoaștem. Poate că nu o să ajungem chiar până acolo. Ei, na, acum, nu mai știți așa, că eu, când ați intrat în cârciumă și m-am văzut, eu am vrut să zic, ce faci, tată? De eu așa de, m-a luat de imediat la... Deci, Daciana, e incredibil cât de mult semănați, deci vreau să vă spun că sunteți două picături de apă, deci Daciana și dumneavoastră, dacă nu știi pe cine să alegi, pe cuvântul meu, da. Da, semănăm. Da. Am moștenit doar nasul de la Tasu. Da, că eu îi zic, eu când vorbesc cu ea la telefon, îi zic, Daciano, să te pup pe nasul la mare, pe năsuc. Pupați-și năsucul ăla, așa zic ei, clar. Atenție, tată, socrule, că odată sărge te iau la pupăcii pe năsucul la mare, armatele mai... Mult ca o glumă, așa, nu chiar că sară, adică nu... Tot timpul îmi zice de dumneavoastră și îmi zice, părinții mei, domne, că câte stâne are tata, câte apartamente, câte alea... Bravo, că... Bine, nu la modul, că nu mă interesează pe mine asta cu averile, dar că sunteți oameni gospodari, că asta e și, până la urmă, e și important, că ce vreau să vă zic, nu mai e, domne, oameni gospodari care sugreze cu... Ne pleacă oamenii gospodari din țară, oamenii care lucrează cu animale, cu... Foarte bine, cu oile alea de la veți acolo, ce faceți cu ele, cu... Bravo și felicitări, mă bucur foarte tare. Chiar vreau să vă zic așa, ca... Eu am zile de-astea și mai citesc Miorița, că mai uit-o, mai iau de la capăt, a citit-o, ați văzut cum e. Ce vreau să vă zic eu de Miorița acolo? Mă, dracu' aia, de unde știe ea, mă, nene, să vorbească cu băiețelul ăla și-l anunță pe ăla, băiețel, zic, la ciobăna și când zice. Deci zice că vine ea să bată, de unde știe ea, e? Drate, dracu' oile, vă spun. Eu stopit după oi. După oi? Da, după oi, dar nu la modul ăla, adică nu. Și după Daciana, dar, adică ele vine așa. Daciana și după aia oile, adică întâi oamenii și după aia animalele, că așa îmi place, foarte frumoasă Daciana. Deci vreau să vă spun că fiecare celulă monogamică din mine care e, deci, e topită după ea, deci dacă mă întrebați acum dacă o iubesc, nu că o iubesc. Eu i-am zis, Daciano, vrei să spun ceva? Ce să mai stăm la discuții la nu știu ce? Eu sunt om serios, eu vreau să fac cu tine o familie, să ne aranjăm la casa noastră, să ne punem, i-am zis, copii? Gata, deci ne apucăm, am zis că așa, ca o glumă, îți facă-te un copil pentru fiecare stână de oare taică-tu, ca să... Adică 48? Tu ești 100, ce să mai cum apuc de ce să... Din câte am înțeles de la ea, e și poetă. Da, mai mult așa ca un hobby, cum să vă zic, poezia pentru mine
mai am latura mea feminină, așa mă ocup de... Am niște băieți de aici din sac care mai închidem din când în când cârciuma și bem ceaiuri și răpăim versul de dracinei acum. Bine, răpăim cu patul, adică le zicem... Da, ca să... Bă, băiatule, eu de fel sunt mai direct. Da. Pretendenți ca tine am săptămânal. Tu să-mi spui cum ai de gând să întreții o familie. Din poezii sau te bazezi pe mine? Nu. Ia uite, mă, din poezii, ce ne-a. Eu nu. Poezia, v-am zis, e așa o chestie, o... nu știu de unde mă ia. Nu, am bani. Am bani. Nu că am bani. Acum stau să vă zic că nici nu-mi place să mă laud, că sunt și o firă de-asta mai așa, mai închisă mine. Dar am hectare de pământ. Vreți să vă spun ceva? Păi am procese acum pe niște hectare cu ăștia de la Haga, că dacă le câștig și mi le dă înapoi, s-a terminat și mechea. Nu că am hectare, am hectare de mi le pun și în cap. Deci e la modul ăsta. Dar am problemele astea cu Haga și cu... Am pământul. Păi am uitat să vă zic. Eu provin dintr-o familie de boieri de aici, locar, frații Jderi. Nicio legătură cu revista, deci vreau să vă spun. Deci chiar adevărații frații Jderi. Și am 280 de hectare, cred că acum, care mă judecă cu pădure. Să vedeți pădure ce am pe ea, de... n-are nicio treabă. Dar asta vreau să vă zic. Am, dar nu-mi place să mă laud, ce să mai. Și am pregătit și un cadou. Am zis că dacă tot veniți, să nu vă aștept cum ar veni cu una. Da, și am zis, Jorge! 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 Ia vină, băiatule! El cadoes! Si, senor! Da, aduca! Si. Un băiat... l-am luat de la casa de copii sărmani. Părinții lui amândoi spanioli. Deci ea și maică s-a și taică. Ne face să ne simțim prost că noi nu ne-am pregătit cu nimic. Lăsați că nu este problema, că așa se face la mine. E ciobănesc mioritic. Nu, Jorge, cadou, deci eu, câinele, deci vreau să vă spun, l-am dresat, aduce boțul, dar și se ridică lăbuțelele a doua și zice, scărmână-te, să vedeți cum deschide cu botul ușa, așa. E, o și închide? Tată, socrule, ești mă poate, făcioace. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.